Este CS Mioveni pregătită de meciul cu Rapid? Eu zic că în acest moment suntem pregătiți pentru prima etapă a acestui play-off. Pregătirea a decurs foarte bine până în acest moment, cu excepția, să spunem, primelor două săptămâni, când a trebuit să ne antrenăm cu 4 jucători. Dar în rest, totul a decurs bine. Bineînțeles, am suferit puțin din cauza lipsei meciurilor amicale. Am făcut doar unul singur, un test care cred eu că a fost foarte util pentru echipă. Și suntem pregătiți. Așteptăm cu nerăbdare începerea acestor 5 finale. Cât de greu este meciul cu Rapid, având în vedere numele adversarului? Păi, orice echipă am fi jucat în prima etapă, meciul ar fi fost foarte extrem, foarte greu. Așa că meciul acesta cu Rapid va fi unul foarte dificil pentru noi, pentru că venim după atâtea luni fără meciuri oficiale în picioare, poate ritmul de joc va avea puțin de suferit, dar sper eu ca băieții să compenseze acest ritm de joc cu o dorință foarte mare. Sunt foarte motivați, zic eu, sunt foarte pregătiți, iar sper că la ora jocului să fie apți 100% din toate punctele de vedere și să ne bucurăm marți la ora 10 seara. Ai fost coșmarul Rapidului în Liga 1, vei fi și anul acesta în Liga 2? Nu știu ce înțelegeți prin coșmarul Rapidului, nu am... Multe goluri marcate în partea lor. Aia a fost ca jucător, au trecut ani, asta face parte din trecut. Îți mai aduce aminte câte goluri ai marcat în partea Rapidului? Chiar n-am ținut această statistică, 13-14 goluri, cred, atunci când eram jucător, dar acest lucru contează mai puțin, contează ce vor face băieții mei marți seara. Acum sunt antrenor, nu mai are nicio legătură ceea ce a fost în trecut, atunci când jucam, așa că las totul deoparte și mă concentrez doar la ceea ce am de făcut eu pentru meciul de marți seara. Cum ar fi ca CS Mioveni să promoveze în Liga 1 și acolo să nu o întâlnești pe Dinamo? În primul rând trebuie să promovăm noi, trebuie să ne îndeplinim noi acest vis. Cu multă muncă, cu multă dorință, sper eu să ajungem acolo. La începutul lunii august să fim noi cei care vom promova în Liga 1, iar de cealaltă parte nu cred că se va întâmpla acest lucru, adică ca Dinamo să retrogradeze din Liga 1. E doar o situație de conjunctură. Dinamo are și două restanțe și nu cred că se va ajunge acolo. Ce este în sufletul tău când vezi Dinamo pe ultimul loc și situația care este, în care este clubul? Prea multe din interior nu pot să vorbesc pentru că nu cunosc am multe din interior. Este regretabil pentru toți cei care țin cu Dinamo. Este regretabil că clubul a ajuns în această situație. Dar, repet, cred eu că este doar o situație de conjunctură și cred că în scurt timp își vor reveni și nu se va pune problema retrogradării. Poate Craiova în acest sezon să-l doboare pe Dan Petrescu? Poate, a arătat în aceste două etape de când a venit Cristiano Bergodi la echipă. Craiova a realizat un lucru foarte important în aceste două meciuri pe care, sau trei meciuri pe care le-a câștigat în acest, de când s-a revenit după izolare, și anume acela că în acest moment îi depind doar de ei. Nu mai de alte rezultate, depind doar de ei. Așa că este un lucru, prim pas foarte important pe care Craiova l-a făcut. Eu cred că au puterea de a câștiga titlul în acest an. Cu Rădoi ai fost adversar pe teren. Cum vezi numirea lui la Națională și crezi că va reuși? Cea mai inspirată alegere, pentru că el a demonstrat calități excepționale de antrenor. Mă refer în special la rezultatele pe care le-a avut anul trecut cu Naționala de Tineret. E obișnuit cu acea ambianță a lotului național, cunoaște foarte bine jucătorii, iar eu am mare încredere, am foarte mare încredere că Mirel ne-a putea califica la turneul final. Acum, știi cum e, el are calități extraordinare de antrenor, dar va trebui ca la ora jocului barajului cu Islanda să aibă toți jucătorii apți. Și mai mult decât atât, va trebui să aibă mulți jucători care vor juca, care să joace la echipele lor de club. Ar fi un lucru care l-ar ajuta foarte mult pe el. Cu un cuplu NND Dinamo ar fi ajuns în situația asta, dacă ar fi fost și acum un Dănciulescu și un Niculescu? Habar nu am, nu știu. Îmi place să nu mai trăiesc în trecut. Ceea ce a fost, contează mai puțin. Așa că
Chiar nu știu ce să spun la această întrebare.